cum să-i cer șefului o mărire de salariu și poate să o și obții. Haideți să vedem. Aceste informații vin de la un fost manager de resurse umane, adică eu, într-o multinațională IT care încă operează într-o țară low cost. Nu o să spun care este acea țară, dar vă imaginați. Știți voi, acele țări în care merg marile companii pentru a găsi angajați excepționali Dispuși să lucreze aproape gratuit. Și, în același timp, aceste informații vin de la cineva care, după ce s-a plâns de rata mare a plecărilor din firmă, tot despre mine e vorba, rată mare cauzată de salariile mici, către managerul ei de resurse umane din străinătate, încercând să facă unele propuneri salariale, a primit următorul răspuns: Lasă-i să plece. Alți angajați începători, vor veni să îi înlocuiască pe cei care pleacă. Vor începe în cel mai de jos punct al grilei salariale. Și asta va însemna economii uriașe de costuri pentru compania noastră. Hm. Toate acestea, în contextul în care clienții solicitau rata plecărilor, doreau să știe acest lucru la întâlnirile noastre și primeau răspunsul standard, Rata plecărilor se află în limitele industriei. Nu trebuie să știți voi despre ce procent e vorba. Doar în limitele industriei, era răspunsul standard. Deci, revenind la creșterea salariului, șansele de a obține această creștere atunci când o solicitați pe parcursul anului sunt foarte mici. De ce? Bugetele salariale sunt pregătite la sfârșitul anului de către cei de la resurse umane. Pe baza unui număr mare de indicatori economici și statistici. Propunerile Departamentului de Resurse Umane sunt deja reduse puțin de către Departamentul Financiar, apoi, din nou, reduse la jumătate de către conducerea superioară. Iar, în final, suma aprobată se împarte între un număr mare de angajați, cei mai mulți dintre ei performanți și, totodată, nemulțumiți de majorarea anuală. Așadar, Imaginați-vă că reprezentanții resurselor umane au încercat să discute bugetele cu conducerea superioară timp de aproximativ 3-4 luni. Sau cam așa pe acolo. În cele din urmă, a obținut mult mai puțin decât s-a propus. Toate sumele au fost împărțite deja între toată lumea la majorările de la începutul anului. Și după toate acestea, veniți voi să cereți o majorare. Aveți șanse minime de reușită. Unii angajați le spun managerilor că au primit o ofertă mai bună de la un concurent. Și chiar și așa, nu li se poate oferi mai mult, deoarece bugetele nu permit acest lucru. Unele companii vă propun un plan de creștere a salariilor încă de la angajare, cum ar fi o primă majorare în șase luni, apoi alta după un an. Alții îți oferă ceea ce ceri la început, și apoi obținerea unei măriri este practic imposibilă. Deci, Încercând să fim totuși optimiști. Când să cereți o mărire? Să nu renunțăm încă la idee. Evident, puteți încerca după câteva realizări extraordinare. După o evaluare personală, după un proiect mare reușit. Doar voi vă știți realizările și puteți estima când e un moment bun de discutat cu șefii. Oricum, atunci când ați dovedit ceva concret în legătură cu jobul dumneavoastră presupunând că șeful dumneavoastră are putere de decizie sau că poate avea vreo influență asupra unui alt șef cu putere de decizie. O mulțime de salarii sunt majorate în ianuarie, din motive administrative, după evaluarea anuală a tuturor angajaților. Puteți încerca, într-un astfel de moment, când v-a fost făcut o evaluare importantă și ați dovedit că o meritați. Încercați să aflați când sunt aprobate bugetele anuale de salarizare. De la resurse umane, de regulă în noiembrie-decembrie. Și încercați să discutați cu managerul dumneavoastră înainte de acest moment. Unii manageri sunt implicați în trimiterea de propuneri către resurse umane. S-ar putea să fiți incluși pe listă. Acesta ar putea fi un moment bun, când mai mulți angajați primesc majorări. În timpul anului, când sunteți singurul care încearcă să obțină o creștere, șansele sunt mult mai mici deoarece bugetele pot fi deja cheltuite. Cam atât despre cum puteți încerca să obțineți o majorare de salariu pe parcursul anului. O zi cu bucurie, geo!